Doamnelor și domnilor, bombă în această seară la Prima TV, se întorc Cârcotașii, care vine alături de noi chiar acum. Bun găsit, bun găsit. Bună seara. Săruna, bună seara. Bună seara. Bună seara. Salutare. Au venit divele. Salutare. Au venit maestri. Da. Salutare, deci, Cristi. Nu stați acolo, veniți cum în coace. Unde, unde? Hai să-i stricăm mâncarea sau gustăm din mâncarea omului. Salutare, băieți. Ia să vedem aici. Ce ați pregătit aici? Ce bine miroase. Bună ziua. Vizi că vous avez préparé aujourd'hui. Mamă, avem orez. Tofu într-un sos marinara. Am făcut rapid și o pâinică care încă este fierbinte cu in. Dacă e fierbinte, dăm și oregano. Am făcut pâinică, am discutat să întindem românește. Cristi, ai niște scoci? Că vreau să primic să știți că am pregătit și noi, dar niște chifteluțe pentru în seara asta. Asta e bine, asta e bine. Dar aici arată ai cu usturoi, bine, nu? Da, puțin usturoi, ceapă, oregano, busuioc proaspăt, și ulei de măsline extra virgin. Pe pâinică. Poftiți cu pâinică aici, da, cu pâinică. Pentru că despre se pricepe, m-am gândit să o chemăm să vedem exact. Foarte bun, foarte bun. Nota 10 cu felicitări. Bravo, aici o să pregătim de aproape gata risotto-ul nostru cu creveți. Un risotto plastic normal, am făcut o supă de legume. Mai venim. Băi, v-am zis ce să veniți? V-am zis. Așa. Băutura la final. Băutura? Mai târziu cu băutura. Veniți voi în spate. Îl binecuvântezi și tu? Foarte bun, felicitări, bravo. Mă bucur că-ți place. Bravo. Să nu se mai repede. Bine, e foarte bine. Atât? Pa. Ai o caserolă să-mi iau la pachet. De fapt, dacă vii cu mașina, îți trebuie caserolă ca să ajungi înapoi de unde pleci, pentru că eu de-aia sunt îmbrăcat așa, pentru că am venit cu moto. Să-mi vezi super pe mine. Glumește, el are un nou personaj, am pregătit noutăți pentru diseară la Cronin. Nu mai e dezbrăcat în premieră națională. Despre aceste tablițe care au legătură cu cronica de modă, o să vorbim puțin mai târziu. Da. În orice caz, avem deja personaje, avem pe dezbră omul cu fier. Da, fier de călcat, deci. Fier de călcat. Mi-am făcut analizele și am fier. Bă, dar ce față de soldat american ai, pe cuvântul meu. Da, băi, sunt ceva de speriat, dar arată, vezi că bine. Deci ești omul cu fier, ca să zic așa. Omul cu fier, da. Aproape seamănă cu el. Mie cel mai mult să știi că îmi place de Gabriela, pentru că este reușită. Inteligența artificială a lucrat cel mai mult cu ea. Cu mine și cu Șerban. A adăugat așa, așa părțile esențiale în cazul meu. Ia să pe Gabriele, ce ți-a pus? Ia să vedem ce ți-a pus. Șerban. I-a pus o mătură. Lui i-a adăugat așa mătura, un zâmbet. I-a adăugat niște ziare. Da, ia uite. Pe mine m-a lungit din gât. Eu aș dori să mulțumesc celui care s-a ocupat de vizual. Deci inteligența artificială a fost darnică cu tine? Da. Cu ce dai pe canapea? Să unecă pe canapea asta. Foarte frumos. Foarte și mi-a adăugat și o mătură, pentru că sunt pregătită să fac curățenie prin televiziune, alături de supereroii mei. Da, de fapt, ea circulă cu mătura prin București. Asta voiam să zic. Ce faci cu mătura aia? Pleci undeva? În primul rând, am ajuns foarte rapid la filmare. Da. Incredibil, frate. Uite o nene cum dă cu mătura printre ele. Foarte frumos. Da. Șerban aici seamănă. Prea seamănă cu Șerban aici. Seamănă cu fratisul aici. Că... Un cu pic, Vlad. Da, cu Vlad. Da. Foarte frumos. Foarte aici să face coadă la, mă înțelegi? Foarte frumos. Ia uite-l pe al nostru. Da. Superman este da, știi de ce stau așa? Că aveam o criză, mă luase spatele și n-aveam crema la mine, de-aia m-am întins. Așa ai rămas pe pământul patriei. Da. Foarte frumos, așadar acestea sunt noile prezente. Ai intrat cu fierul, omul cu fierul de călcat? Am intrat cu fierul de călcat. Diseară, de la ora 8, da? Da, exact. Pentru început am intrat cu fierul. Sunt peste, așa e în promo, calcă peste 400 de fulare pe oră. Am înțeles. Într-o oră, dacă apuc să-mi calc o cămașă, e bine în realitate, dar în promo trebuie să arăt că sunt... Da. Da. Deci avem generic nou. Emisiunea arată foarte bine, foarte așa. Fresh, am nu? Am filmat, nu ți se pare? Ne-am distrat. Foarte fresh, e foarte mișto ideea. Avem scenetele care sunt faine... Avem stare, avem zâmbet. Mai ales că astăzi este ziua veseliei sau fericirii. Am înțeles, de iată, ziua fericirii am venit și noi cu contribuția noastră. Prilej bun de a începe prima ediție din acest sezon, zic. Foarte bine. Da? Dacă, și pe 14 aprilie, așa, luna viitoare, împlinim 24 de ani. Maicuța mea. Și suntem acum la sezonul cu numărul 48. Da. Doamne, da. Ești vechi, domnule.
domnule, cum ar fi? Cea mai longevivă emisiune de divertisment, felicitări. Dezbrăi. Mi-am făcut de... ITP-ul acum în ianuarie și... Ești bine, da? Sunt bine, toate da. În regulă, ulei, exact, tot, filtre, exact. Tot ce... Perfect! Mi-a rămas gândul la mâncare, dar lasă că mâncăm după. Da, chiar așa. Plating-ul. E foarte bine. Masă mare de mine. Chiar foarte tu știi bine. Că el a avut mai emisiune stăm. De... Da, da, da. La... Nu, că vreau să mă iau la un moment dat de el. Dom'le, eu am intrat peste domeniul dumneavoastră de activitate. Nu, no, nu, no, să știi că la mine pasiunea de gătit a început cu pasiunea de spălat vase și de la vase am trecut la... A, de acolo a plecat. La ticaie, la... Da? Da, adică da, da. Cum? Îmi place să spăl vase. Mă relaxează, serios. Păi să te chem și la mine atunci. Eu acasă am o mașină... În ce zonă stai? Că... Eu acasă, fii atent, eu acasă am o mașină de spălat vase de 52 de ani. Nu, nu. Înțelegi, da. Da, 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 da. Sper că te frumos. Referi strict la mașină. Nu, la mașină, da. All this but God. Acele tablițe vor intra la un moment dat în, în funcțiune, pentru că dacă l-avem pe dezbrăcatul personaj... Care a venit prea îmbrăcatul acum, că ți-am spus. Chiar așa, venit... Dacă era să vin cu mașina, sincer, spun, este o emisiune în direct. Este Cătălin Motorizat. Da. Nu e loc de parcare. E foarte mult trafic și am spus, decât să mă chinui, să mă enervez, că aveam multe drumuri de făcut, am zis, nu se mai supără. Mai zice că speri invitații viitori, că nu, dar nu e loc de parcare. Nu e nicio problemă că am venit așa, că trebuia să mă dezbrac. După voce te recunosc, adică nu e niciun fel. Da, asta e adevărat. Pe de altă parte, însă, alături de Codru și de Gabriela, o să intre în scenă imediat invitata noastră și toți trei o să facem o cronică de modă, că dacă tot ești dezbrăcat, Cătălin dezbrăcatul, și te duci pe la diverse deci, evenimente și îmbrăcat și așa sezonul ăsta să îmi dau dezbrăcat. Eu cu părerea despre păi cine da. Cum apare pe ecran. Păi da. Ai, lasă că am mai văzut niște cronicari de modă de ăștia la televizor care zici că sunt îmbrăcați de a lua după sârmă foaia de cort. Nu, deci este ce eu cu moda asta sunt depășit. Da? Nu. Da. Deci avem generic nou, promo nou, rubrici noi, ce avem? Rubrici noi nu, dar invitați noi la așa. Rubricile. Exact. Respective. Așa. Deci, ceea ce contează. Personajele... Avem actori noi. Cel mai bine e să vă uitați și să trageți voi o concluzie. Că dacă noi vă spunem, nu vă mai uitați. N-are da, rost. Este adevărat. Așadar, diseară o să fie cu surprize. Mm-hmm. E foarte bine. Da. Prin urmare, ca de obicei, în mod tradițional, miercuri la ora 8 la Prima TV, trebuie să urmăriți Cărcuta. Exact. Și duminica în reluare de la ora 16, parcă. Duminica în reluare de la ora 16. Da. Sunt 24 de ani de când reprezentăm... cu mândrie, nu? Cârcota și... Câți ani aveai când... 10 ani. Doamnelor și domnilor. Așa era când a venit la... Hei, și... Uite cât s-a făcut, nu? Dar ce amintiri, poate odată o să vorbim de cum ce ne-am dus noi sunteți. În căutare de talente și am găsit-o pe această superbă colegă. Așa, așa. Care era pe o scenă și la vremea aceea când la am văzut-o toți, am rămas cu gura... Am rămas de pe băncile școlii. Da, exact, am rămas cu gura căscată și am spus, frate, e Shakira, semăna unul la unul cu Shakira. Deci era creață. Da. Eram și creață și mai blondă, da. Mă și ea s-a uitat la mine și a spus: "Piqué, tu ești." și de atunci restul exact. E tăcere. Restul e istorie. Da, da, da. Nu-i chiar tăcere, că în emisiunea asta, la Cronica Credor, orice se face numai nu se tace, ca să zic așa, pentru că asta este menirea. Foarte interesant, ideea un larg concurs al tuturor televiziunilor. Ideea este că noi cârcotim datorită cârcotașilor care ne trimit bâlbe, gafe, exact. Idei, chifteluțe. Pe site, exact. Și din cauza oamenilor care de fac bâlbe de la televizor. Da? Și da, ar trebui să da. Le mulțumim. Bine. Și doamnelor și domnilor, e prea multă haină pe codruț al nostru. Prin urmare, o chemăm pe Andreea Simona. Andreea, să facem puțină. Ce tare, ia să vedem pe Andreea. Ia uitați-vă și dumneavoastră. Nu știu de ce, dar azi dimineață aveam parbrizul înghețat. Nu știu de unde a venit așa îmbrăcat. Da, au fost 3 grade. Hai, forțează tu că noi... Bună, Andreea. Te pup, eu am mâncat usturoi, nu te mai pup. Da, 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 exact. Servit de la șef de acolo. Exact. Ceva mănâncă bun. Și ea, deși după cum arată, nu se știe dacă mănânc. O să avem acum o părere firească de femeie și puțină comedie, că sunt convins că ești fier pe modă în general. Tu? Dar nu dorm noaptea. Da, era sigur. Aici între voi aveți și o tăbliță, puteți să dați așa. O notă. E nota cârcotaș. Ce vedeți? Să ne spuneți dacă vă place sau nu. Eu să mă construiesc, ok, cu dezbrășit. Da? Deci tu, stai o secundă. Tu o dai jos, ea o mai ridică. Deci Gabriela, pun nota și după o arăt la cameră. Deci, da? O avem aici pe Tonciu. Andreea Tonciu. De iarnă, așa. Așa?
astăzi, v-am zis că forțez primăvara, dar Andreea arată bine aici, are un look așa expensive, rich girl. O prinde de minune. Blana e foarte trendy. E sau, la blană treaba, da. Da. S-au purtat foarte mult aceste blănuri în sezoanele trecute și încă se vor purta. E accesorizat așa street style. Îmi place părul, proaspăt coafată și îngrijită. Parcă n-aș fi folosit atât de mult face-up, pentru că nu n-avea nevoie, e frumoasă. Adică nu arată fete. Mă refer la adică, în realitate, dacă te întâlnești cu ea pe stradă, nu e așa. Nu e chiar așa. Da, dar... Ea e ok. Ea, nu, machiată... dacă vezi, în realitate nu-i departe. Nici nu știu de ce are nevoie de treaba asta. Da, eu apreciez și o respect pentru că este mereu cu zâmbetul pe buze și cam ce are în ce cap și să spună, ți-a, ți-a zis-o exact. În față. E foarte hai, pozitivă notele, ea. Notele jurului, Gabriela? Și doar această aplicație... Te-ai îmbrăca așa, în blănuri? Venus da, în blănuri? Dar nu la lungimea asta, nu cred că mă așa. Mai tăiem din blană, la partea de jos. Mai tăiem din ele, nu? Hai să vedem notele, doamnelor și domnilor. Nota cărcotașă. Aveți acolo o cretă sau o aveți? Ea e frumoasă și n-ar avea nevoie de acest ritaci. Pentru înțeles. Că machiajul pe care îl folosește usual e super light și o pune în evidență. Hai să vedem. Deci, notele juriului, doamnelor și domnilor. Un 9 din partea noastră, despre strict. Ce-i bă cu tine, dar ești... Nu-i place asta cu aplicația. Uite, suntem aproape. 1,5. Suntem aproape. Deci mai rea, adică mai aspră a fost Simona decât voi, ceea ce e foarte interesant. Andreea Bălan, de la emisiune... Pe scurt, că ea umblă cu rochițele scurte. Uite, împrumut... Ce faci, mă, zboară creta, băi. Așa, foarte frumos. Andreea Bălan, de la ea de acolo. Da, de la ea, de la show. Bun. Vedeți, ea poartă aici o rochie din dantelă. Este așa. Genul acela de dantelă care se purta și în anii 95-2000. Modelul rochiei este unul super sexy. E foarte bine lucrat corsetul. Așa. În schimb, ar fi trebuit să folosească o altfel de dantelă pentru că o dezavantajează în loc să o întinerească, o îmbătrânește foarte mult. O îmbătrânește. Pentru că nu e de actualitate. E dantelă... Sunt atât de multe dantele frumoase și în oraș. Depinde de unde poartă această rochie. Nu știu, habar nu am. Dar nici nu contează. Da, probabil cineva îi procură tot felul de lucruri diverse. Și accesorizarea la gât. Clar că acele mărgele nu și-aveau rost acolo, că o duce și mai mult în... Da, și o duce și mai mult în retro, ușor neînțeles. Așadar, dantela, dacă ar fi fost alta... Dumneavoastră Andrei aveți un trandafiraj la gât? Eu nu sunt o fană a dantelei, după cum puteți observa. Ea nu mai poate da jos de la filmări de ieri, s-a făcut un nou, de-aia acest trandafiraj, da, îl am de aproximativ. A rămas la seară? Da. Bun, hai să vedem. Păreri? Mie îmi place, ea are un corp foarte lucrat, așa, dans, chestii, socotel. Și dacă mă întrebi, na, mie îmi place ce văd, dar țin cont și de precizările Andrei. Normal, și de ale mele ai vrut să zic. 6,5 simte bine. Ia să vă văd vintage, și pe voi. Sexy, așa. Da, ea Andreea într-adevăr are un corp trăsnet și deci, am văzut-o și în outfit-uri reușite. Ești foarte strict. Doar că rochea aceasta, făcută dintr-un alt material, ar fi fost wow. Deci, păcat. Păcat, Andreea Bălan, noi te iubim, dar nici așa. 7+3=10, am înțeles. Așa. Porumbelul păcii 1 și cu porumbela păcii 2. Aici o avem pe Teo Roz. Băi, toate ca toate, dacă îmi văd unghiile alea, mor. Mi se pare așa, s-a creat un trend... armă albă, înțelegi? Da, auzi, îți dai seama, ca bărbat, dacă consoarta are unghii de alea, te bagi? La vreun conflict ceva? Și să ai pe spate niște dungi așa exact, de colo până acolo. Exact, da. Păi ce-a da, dar înseamnă că ai avut o noapte... Da, da, da. Depinde unde... Aia? Îți dai seama, știi, vorba aceea? Deci vine să-ți bagi unghia în gât? Nu, dar să știi că este un super business acum când cine cum discuți cu o domnișoară. Am programare la unghii, adică 3-4 ore de atunci până sunt la unghii, nu pot să vorbesc. Și femeile alea care lucrează la unghii stau în soluție aia, cum se numește? Bă, m-am zis la filmări, la târguri, de gen, frate, nu pot să respir. Un fel de gel, să știi, un gel acrilic. Cu amețeală, cu leșin, cu... Am înțeles. Probabil că de-aia toată lui am mai amețit acolo. Am văzut un indian, apropo de treaba asta, care nu și-a tăiat unghiile vreo 36 de ani. El avea dale așa. Scoici!
Scoice! Da, Andreea? Teo Roz aici este mortală, de-a dreptul. Mortală? Ea e o tipă, da, e senzațională în sensul pozitiv și foarte bun de altfel, da. Stylingul este unul reușit. Eu știu că ea, mă rog, depinde foarte mult de stiliștii care are în echipă. De această dată au nimerit-o. Au mai fost cazuri de foarte puține ori, ce-i drept, în care pe Teo nu am văzut-o poate perfect din cap până în picioare, însă de această dată este wow. Este și mămică, poartă piele mămică, și uite ce corp avem aici, da. Adică s-a încheiat, da, exact. E wow. Adică mămică tânără. Și e foarte naturală, ea și make-up-ul pe care îl folosește, exact. Are o frumusețe nativă, naturală. E adevărat. Și recunosc pentru mine în acel serial este o mare revelație, că nu știam că poate. Iar outfit-ul atât de bine. Este foarte bine. Da. Mie mi-a plăcut întotdeauna și pentru că e mămică, proaspă mămică și pentru că arată cum arată 10. 10. Ia să vedem. Pentru că nu? Fiecare apariție a lui Teo. O să-i dau 9,5. O notă sau domnul a arestat în blița? 10, nu, 10, merge pe mâna mea. Și de styling-ul ei se ocupă din ce știu lui Lucifer. Foarte frumos, mergem mai departe, Alina Pușcaș. Nu întotdeauna a fost top, dar de cele mai multe ori, da. Bun, o avem pe Alina aici, Alina e frumoasă. E corset sau așa e ea? Da, e un corset care a devenit uniformă națională la noi. Deci toate fetele care cântă, care sunt în showbiz, au purtat acest corset de cred că ne-am plictisit cu toții. Nu e același, nu? E de la același brand. Am văzut și la bărbați mai nou. E un brand care a copiat un brand din Rusia, Amplituda se și numește, că știm, vă dați seama. E o tehnică care se face pe un manechin, mă rog, și când a început... Adică nu se face pe cu materialul clientului? Adică... Nu, e un manechin din plastic, Cristi, și vii și mulezi bucata de material, o dai cu o soluție și a ieșit această treabă. Și se mulează pe corp. Se mulează pe corp, da, cunoaștem tehnica, a apărut în strânge, Rusia. Unele le vine mai larg, știi cum e... A lăsat Dumnezeu. Foarte tare. A apărut în Rusia. Este pentru prima oară. Dacă a venit în Rusia, ne dăm da, din Rusia în urmă cu 2 ani de zile a ajuns și la noi mai târziu, cei drept. Și când a ajuns, l-au luat toate drept uniforma păi națională. Când a început războiul, nu mai zboară. Pe diverse culori. Și atunci, pentru cum arată și pentru cum... Și dacă ne întâlnim, noi vorbim, că ne mai salutăm. Da, Alina e o scumpă, da. Mergi pe... Da, și eu, da? Tot pe 10. Hai să vedem ce zice și Andreea specialistului. Eu o să-i dau un 8. Pentru că? Pentru că e foarte extrauzitat și cred că cu toții ne-am... Ai mega un cliseu. De, nu, un cliseu e la modul... Pentru noi bărbații, uite, pentru noi când văd așa ceva. Este wow, este spectaculos, repet, dar noi știm originile și atunci preferăm să vedem ceva mai exclusivist, un pic și mai unic. Cine este? Aici este iubita lui Spic. Prin urmare, Ștefania? S-a dat drumul la fiare, nu știu dacă observi. Ștefania? Ștefania. Da, Ștefania este. S-a dat drumul la fiare. Să rămână Ștefania. Care este... Bă, ce norocos e Spic. Da, exact. Bravo, mă, Spic. Bravo. Auzi, la poza asta este uită-te în ochii mei. În ochii mei am spus. Da. Nu? No comment. Da, ea a făcut un joc aici sexy și s-a îmbrăcat în partea de sus. Ce scrie jos acolo, eu nu mai am nevoie de cretă, rămâne tot. 10 de pe acum vă spun treaba asta, deci... Da? E foarte cool. Creta. E foarte cool, e dezbrăcată atât cât trebuie pentru că a purtat din punctul meu de vedere, da, se putea și mai mult, adică... Da, dar a pus în balanță toată treaba. Cristi, dacă te uiți, e foarte bine gândită. Ea a venit apoi cu un blazer pe deasupra și a acoperit, a lăsat la vedere doar cât a vrut ea. Și se poartă varianta de club să te duci, așa am văzut genul ăsta, un sacou, cum ar fi, dai seama eu, să-mi fac așa cu markerul două genul fel de ceva și să-mi pun sacou pe mine să mă duc la treabă. 10, felicitări Ștefania. Bravo, bravo, bravo. Gabriela, da. Te-ai îmbrăca așa. Păi, chiar, săptămâna viitoare așa mă vedeți la emisiune. Să știi că, da, e... Da. E îndrăzneață, dar o prinde, știi? Bine și, da, o prinde. Și nu o duce în vulgaritate absolut deloc, pentru că e lucrat absolut cu cap aici. Exact. E foarte bine. Doamne, un lucru foarte după scurtă important. Pauză de publicitate, mai comentăm, mai cârcotim. Te dăm la mai cârcotaș. Comentim, mai cârcotăm. Să fie bine, să intru și eu la cârcotaș, ca să fie bine, da? Hai că mi-e foame. Hai și cu risotto-ul ăla să ne lămurim, da? Da. Pauză.